Normal, fratele, și mă găsesc la un nou episod de pe acest canal, un nou episod din serverul nostru de San Andreas Multiplayer. Suntem aici pe Black Bucket Pro, serverul nostru preferat, cum se zice. 130 de persoane online, mi-a schimbat și modpack-ul, pentru că ăla tot făcea figuri de când în când. Bine, și ăsta nu știu dacă e wow, așa, adică văd că am mai multe FPS-uri. Bine, n-are nici skill-uri, n-are nici mașini, dar și de destul de wow, adică are mapa foarte frumoasă a lui punct Bogdan punct. Spre acolo sus de tot în stânga, dacă vedeți mapa pe mă by Bogdan for Bagge Pro, nu copia și depozați această mapă fără coordonate. Ok. Sunteți din aceeași oraș? Medi, da. E cu fratele meu în clasă. Bine a fost. Tichetul nu reclamație. Așa. Ce vreau să fac în mod pe costa tu, oameni, cu ei, care pe are ok. Accesează browserul tău Black Bucket Pro. Tichet, pe tot deschide tichet, scuză-mă. 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 Dar nu pot să nimic cu ce vreau să zic. Ok. Ce vorbesc ăștia pe aici? Deci mi-a schimbat așa mod pe cu mare parte. M-am apucat asta, îmi pare interesantă. Vedeți și aici ce are, nu știu dacă e să dau mod pe costa. Roți HD și Ultra Skin, adică asta, adică câteva skinuri. Bine, skinul ăsta nu e... Câteva skinuri diferite, știi, nu sunt HD, dar sunt puțin diferite. Unde e Ciliardul? Uite-l aici în față. Vreau să escaladez muntele celor de orice am quest. Să fac acest lucru. Ia uite, doamne, cu pata și trebuie să dau box, am ceva box, da? Vă mendez. Să-l întreb pe frate tău dacă vrea să vină la antre cu mine la box. Cred că vrea. A ieșit în comeră cu 30 de ani de sute. Raport incomplet. Nu băi, a ieșit. Să te bată mai bine. Dar bat și cu box. Azi e un coleg, fost coleg de-al fratele meu de clasă. Și na. Îl bat și cu box. Depinde. Hai că depinde dacă e. A aplicat la mine și am dat reject. Bine. Cred că nu le bai. Bă, cred că revin cu un edit când ajung sus de tot, pentru că, nu știu, mi se pare aiurea, gen, să merg așa în continuu și să nu zic nimic. Hai, că am venit și eu, dar cred că mai avem un pic și ajungem. Vezi, nu zici, vezi, nu zici nimic. Păi hai să sărim cu parașuta ceva. Le se pute recrutează. Hai că le se pute recrutează în 21. Hai că recrutează le se pute mai leu. Cea mai bună facțiune. Când deschizi giveaway-ul primești automat 5 bucket points. Nu știu dacă chiar 5 bucket points, asta chiar nu știu. Mi se pare că primești unul. Primești un... Nu. Câte bucket points primești când deschizi un giveaway? Mi se pare că da, da. Da, primești. Primești 5 bucket points. Mi se pare că 5 sau 1, nu știu. 5 parcă. Mamă, cum a zburat Cristina! Aaaa! Hai că a murit dacă e.
Nu cred, deci nu cred că n-a bubuit mașina. Nu cred că n-a bubuit. Ai crist. Stai că e fiind ceas. A, murim. Să mor. Unde e țigă-roica? Roica. Mamă, ce faci tu? Așa. Hai să ne mai primim pe aici, un alta, bine, nu avem ceva special în acest episod, adică Wanted. Câteva Wanted-uri, hai să mă bubui. Fac raport. Spun cash, hai să iau mașina de la HQ, nu mai dat pe la HQ de mult. Înseamnă că n-a. Nu e gay. Ce mai pe aici? Un alt an. Bă, e urât să nu mai facem amenzi și de-astea chestii de-astea nebunii. Poate vin. Ușor. Members. A pus 3 demisia, deci... Stai să dacă mi-amintesc. Dark One a pus, așa. Încă 3. Ăsta parcă? Nu ăsta. Stai că vă zic acum cine a fost. Păi demisia nebunii. S-au săturat de joc. Sper că nu au dat Q-Group, că nu i-a acceptat demisia sau cea de genul. Nu prea le-am cu drogurile, nu se le confisc. Ia-mă care e. Dar cu un Andreso. Asta cred că a ieșit Andreso. Și Mihai Cără. Deci Mihai Cără ăsta și Andreso care nu e aici. Deci, sau? Andreso, domnul Licianu, nu, cred că a ieșit. Da, hai că vin. Ok. Deci, ăla a ieșit. Un loc, două locuri pentru Mihai Cără, pentru 3 locuri pentru Dark One. Deci, încă 3 locuri ar trebui să mai avem. Facțiune. Un loc liber, cred că de la Andreso ăla, că era full facțiune. Păi normal, mă, când emendez cu o lider sau lider, e facțiunea full, adică nu se pune așa ceva. Mamă, să fiu lider când chem toți bombardierii, 300 de zile, peste 300 de zile, pădă. Îi spar că ești nebun. Dacă n-au zis voi de LSPD sau de ce facțiune, dacă o să iau lider. Ce trecui, cum aș fi speriat. Mamă, că iau copyright dacă e. Vreau să vă zic că n-au un nou sos niciodată dacă o să am o facțiune că X au luat FV pentru neatenție sau ceva de genul. Pentru că... Bine, aia e Petru DM, că îi se nervează și face DM, da, să nu știi să acorzi un altă niciodată asta. O să fie o lider, vă spun clar. Că nu bag lupi. Adică, poate dau șansă la un nou, dar puțin mai târziu. Stai așa să văd dacă e co-on. 07. Bă, nu prea avem ce face, wow, în acest episod. Am escaladat muntele Ciliar. Mai multe, nu știu. Wow. Un alt aici. Deci e plictisat la mare, măi, și 930 de jucători. Am crezut că e wow, ceva, adică mai ce vorbim. Bine, vai, te prind cu mașina, un alta, cu băieții ăștia, dar tot e plictisat la, după părerea mea. Deci nu știu, cred că cam atât a fost cu acest episod. Nu știu dacă mai am ceva. Aș dori și o FVR respawn, mamă, dacă le se pede. Numai le se pede FVR, făceam. Deci cam atât cu acest episod, cred că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați butonul de like și Discord în descriere și orice trebuie. La revedere, pa!